Doamnelor, domnilor, bun găsit! Începe acum Nova Observatorul, iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Polițiștii locali au fost primiți de micuții de la grădinița Nicolaus Lenau. Copiii au învățat prin joacă regulile de circulație, cum să treacă strada și cum să se ferească de hoți. Ei au fost încântați să afle cum să se deplaseze în siguranță sau cum și pe unde să treacă strada. Polițiștii locali au fost primiți cu mare bucurie de micuții de la grădinița Nicolaus Lenau din zona Unirii. Copiii au învățat prin joacă regulile de circulație, cum să treacă strada și cum să se ferească de hoți. Ei au fost extrem de încântați să afle cum să se deplaseze în siguranță, cum și pe unde să treacă strada, culorile semaforului, dar și alte reguli referitoare la ce au voie și ce nu să facă atunci când sunt pe stradă sau la grădiniță. Au fost foarte încântați de fluierele primite, de insigne, fișe de colorat, baloane, dar și de stațiile, cătușele și uniformele de polițiști locali, jucând fiecare pe rând rolul de om al legii. În fața instituției de învățământ au putut vedea și cum sunt dotate autospecialele polițiștilor locali. Această întâlnire a fost o lecție educativă menită să învețe că trebuie să respecte reguli, dar și că polițiștii locali sunt prietenii lor și pot apela la ei oricând. Astăzi discutăm despre lotul 14 Gearmata V, modernizare străzi și anume înfrățirea parcului bisericii Cerna Izlați, Luminiș, Stuparilor și Icoanei. Practic vorbim de 3/4 din Batra Veche din Gearmata V, care, după cum știți, în luna ianuarie s-a finalizat procedura de licitație, avem constructor, urmează să facem perioada de amplasament în teren și vom reveni un video din teren de la predarea de amplasament. Ne dorim să demarăm această lucrare foarte complexă, mare și cu impact pentru Gearmata V, pentru că parcului e una dintre cele mai lungi străzi din Gearmata V, înfrățirea la fel e stradă principală. În acest proiect avem pe toată parcului trotuare, canalizare pluvială îngropată, toate cablurile de internet și cablu TV trecute în subteran, iluminat public nou, parte de șanțuri care vor dispărea complet. Proiectul probabil va începe în teren de la intersecția străzii parcului cu strada Viorelor. Spun asta pentru că pe strada Înfrățirea mai avem de demarat lucrările pentru trecerea în subteran a rețelei de medie tensiune de pe stradă. Știți că sunt în teren acei stâlpi de medie tensiune care vor fi scoși de pe stradă și rețeaua va fi trecută în subteran. Pe strada Înfrățirea se va construi pista de biciclete care va face legătura între Calea Timișorii, pe strada Izlaz, parcului Izlaz, Înfrățirea și până pe alea Uberland. De pe alea Uberland, pista se va continua prin celălalt proiect, cel avem depus pe fonduri nerambursabile, și anume pista de pe alea Uberland, legătura cu poligonul, poligon și până la intersat pe drumul Timișorii. În lotul 14, pe strada Înfrățirea vor fi piste pentru biciclete, trotuare, la fel, canalizare pluvială îngropată, tubulaturile subterane pe toate străzile din proiect, iar pista doar pe principale. Dacă sunt întrebări, discuții, le aștept în comentarii. Vă mulțumesc tuturor pentru răbdare și, așa cum am asigurat de fiecare dată, Gearmata V nu rămâne în spate față de Ghiroda. Încercăm să facem lucrări atât în Ghiroda cât și în Gearmata V, în așa fel încât ambele comunități să beneficieze de dezvoltare și de condiții cât mai bune de trai. Direcția Județeană de Drumuri Caraș-Severin a semnat contractul privind execuția lucrărilor de modernizare a drumului de legătură Răcășdia-Vrăniuț, cu o valoare totală a investiției de aproximativ 16,6 milioane de lei. Prin modernizarea tronsonului, Consiliul Județean Caraș-Severin realizează un pas important în reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere a județului. în prezența președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin, Romeo Dunca. Direcția Județeană de Drumuri Caraș-Severin a semnat contractul privind execuția lucrărilor de modernizare DG573D Răcășdia DN57 Vrăniuț, cu o valoare totală a investiției de aproximativ 16,6 milioane de lei. Prin modernizarea tronsonului Răcășdia-Vrăniuț, Consiliul Județean Caraș-Severin realizează un pas important în reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere a județului. Am convingerea că prin semnarea contractului vom reuși să oferim comunității din zonă și celor care tranzitează acest drum confortul și siguranța atât de necesare, a declarat președintele Romeo Dunca. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a găzduit o întâlnire cu reprezentanții Corpului Consular din Timișoara, o ocazie de a reflecta asupra succesului Timișoarei, capitală europeană a culturii 2023, și de a contura direcții de colaborare pentru viitor. S-a discutat despre consolidarea statutului Timișoarei ca voce europeană prin valorificarea experienței capitale culturale în scopul de a stimula viitoare colaborări internaționale, atât în domeniul cultural cât și în cel economic. De asemenea, s-a pus accent pe păstrarea identității multiculturale a Timișoarei și menținerea orașului nostru ca un spațiu prietenos pentru diverse culturi și naționalități. Este nevoie de implicarea tuturor în promovarea toleranței și a diversității pentru a combate tendințele extremiste național în creștere în România și în Europa. Timișoara își dorește să cultive și să consolideze identitatea culturală și multiculturală a tuturor locuitorilor săi. Primăria Timișoara își propune să dezvolte parteneriate strategice în scopul promovării orașului ca hub medical și destinație pentru turismul medical, dar și al inițierii unor viitoare proiecte comune cu alte orașe din Europa Centrală și de Est. Primarul Dominic Fritz a apreciat colaborarea deosebită dintre administrația locală și consulatele din oraș, subliniind că implicarea lor în inițiativele culturale, turistice sau de afaceri are o valoare deosebită pentru Timișoara. Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru perioada în care ne aflăm, dar sunt anunțate și ploi apropiate cantitativ de cele normale pentru această perioadă. Prognoza meteo completă pentru următoarele 4 săptămâni în materialul următor. Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru perioada în care ne aflăm, dar sunt anunțate și ploi apropiate cantitativ de cele normale pentru această perioadă. În săptămâna 18-25 martie, mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile estice, sudice și sud-estice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval. În săptămâna 25 martie-1 aprilie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice și nord-vestice. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale, cu un ușor deficit la munte și în nord-estul țării. În săptămâna 1-8 aprilie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă la nivelul întregii țări. În săptămâna 8-15 aprilie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara începe luni plata ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi, cărbune, lemne și petrolieri, păcură, motorină, gaz lichefiat, acordat în baza legii numărul 226/2021. Plata suplimentului se face doar titularilor cererii sau împuterniciților acestora. Beneficiarii trebuie să prezinte cu actul de identitate în original sau cu împuternicire notarială la sediul situat în Bulevardul Regele Carol, numărul 10, după următorul program. Luni 18 martie 2024, între orele 12-15, marți 19 martie 2024, între orele 8-15 și miercuri 20 martie 2024, între orele 8-15. De asemenea, este important să știți că în perioada 18-20 martie, plata suplimentului pentru consumul de energie se face pentru luna ianuarie 2024 și doar pentru cererile înregistrate în perioada 21 decembrie 2023-19 ianuarie 2024. Pentru cererile preluate după data de 19 ianuarie 2024, plata ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie se va realiza în termen de 30 de zile de la data transferului de la bugetul de stat către bugetul local, iar beneficiarii vor fi anunțați din timp. Președintele CJ Timiș Ali Nica a oferit diplome de merit pentru campionii naționali la dans sportiv. Cei doi laureați cu aur au participat la începutul lunii martie la Campionatul Național de Dans Sportiv 2024 de la Târgu Mureș și s-au clasat pe primul loc la categoria Tineret Latino. Moment de bucurie și de recunoașterea unor performanțe deosebite la Consiliul Județean Timiș. Președintele Ali Nica a oferit diplome de merit pentru campionii naționali la dans sportiv, Ioana Iorgovan și Nicolas Daniel Bărbosu, de la Clubul Sportiv Dance Spirit din Timișoara. Cei doi laureați cu aur au participat la începutul lunii martie la Campionatul Național de Dans Sportiv 2024 de la Târgu Mureș și s-au clasat pe primul loc la categoria Tineret Latino. Perechea este antrenată de Horea Preda și a mai obținut în 2023 titlul de campioni naționali la categoria tineret, secțiunea 16-18 ani, dansuri latino, iar în primăvara și toamna anului trecut a reprezentat România la campionatul european și la campionatul mondial de profil. Comisia de circulație din cadrul primăriei municipiului Timișoara a aprobat în perioada următoare instituirea de restricții sau închideri de trafic rutier în vederea continuării proiectelor de infrastructură sau de modernizare a rețelelor de apă și canal. Astfel, în perioada 16 martie 2024 – 30 aprilie 2024, circulația rutieră va fi închisă la intersecția dintre strada 1 decembrie 1918, calea Stan Vidrighin, strada Ștefan cel Mare, circulația fiind deviată pe sensul opus. Circulația rutieră se va desfășura pe câte o bandă pe sens, continuându-se lucrările la obiectivul de investiție, reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara, traseul 2, calea Stan Vidrighin. Totodată, în perioada 18 martie 2024-15 aprilie 2024, se va închide traficul rutier pe strada Lugojului, tronsonul cuprins în spatele imobilelor, blocul 69 și blocul 65A, în vederea executării lucrărilor în cadrul obiectivului de investiție, execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord Lot 2. De asemenea, în perioada următoare vor fi instituite restricții rutiere pe următoarele trasee. În perioada 18 martie 2024-22 martie 2024 pe Bulevardul Tacheonescu, în zona intersecției de la Ișo, în vederea executării lucrărilor de cuplare a conductei noi de apă cu cea existentă pe Bulevardul Tacheonescu. În perioada 16 martie 2024-10 aprilie 2024, în vederea executării lucrărilor de refigurare a tramei stradale existente pe Bulevardul Republicii, în zona intersecției cu strada Jiul, respectiv pe strada Jiul, recomandăm șoferilor să folosească pe cât posibil rute alternative pe perioada desfășurării lucrărilor, transmit reprezentanții primăriei Timișoara. Condițiile de spitalizare se vor schimba radical la Spitalul Municipal Timișoara în urma parteneriatului pe care primăria îl va semna cu IFC. Soluția primarului Dominic Fritz pentru situația Spitalului Municipal prevede ca primele plăți să fie efectuate abia după ce noul spital este construit și dotat cu echipamentele de ultimă generație. Condițiile de spitalizare se vor schimba radical la Spitalul Municipal Timișoara în urma parteneriatului pe care primăria îl va semna cu IFC, Divizia de Investiții a Băncii Mondiale pentru construirea unui spital nou. Soluția primarului Dominic Fritz pentru situația Spitalului Municipal, aprobată în ședința Consiliului Local, prevede ca primele plăți să fie efectuate abia după ce noul spital este construit și dotat cu echipamente de ultimă generație. Astfel se diminuează riscurile ca investiția să fie întreruptă de către constructor. Acordul prin care IFC va furniza asistență municipalității în structurarea și implementarea unui parteneriat public-privat va fi semnat în perioada următoare. Eu cred că este singura noastră șansă să avem un nou spital municipal în următorii 10 ani. Pentru Timișoara a venit momentul să-și ia soarta în propriile mâini și să nu mai aștepte după tot felul de soluții nerealiste. Foarte mulți timișoreni așteaptă de ani de zile acest nou spital municipal. Nu mai avem timp să așteptăm, a spus primarul Dominic Fritz. Specialiștii IFC, organism internațional la care este membru și statul român, vor susține primăria pentru a atrage un operator calificat din sectorul privat să proiecteze, să finanțeze, să construiască și să întrețină noul spital din Timișoara. În perioada 31 martie-6 mai, Târgul de Paști va transforma Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe și Piața Traian în scene ale celebrării primăverii și ale renașterii spiritului comunitar. Este o ocazie unică pentru locuitori și vizitatori deopotrivă să exploreze și să se bucure de bogăția culturală a orașului. Casa de Cultură a municipiului Timișoara anunță cea de-a 15-a ediție a Târgului de Paști, un eveniment ce va aduce bucurie, culoare și tradiție în inima comunității timișorene. Desfășurându-se în perioada 31 martie-6 mai, târgul va transforma Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe și Piața Traian în scene ale celebrării primăverii și ale renașterii spiritului comunitar. Târgul de Paști din Timișoara este un adevărat simbol al întâlnirii dintre tradiție și modernitate, oferind un spațiu vibrant unde divertismentul și cultura se îmbină pentru a crea o atmosferă de sărbătoare, accesibilă tuturor. Este o ocazie unică pentru locuitori și vizitatori deopotrivă să exploreze și să se bucure de bogăția culturală a orașului. Deschiderea oficială a Târgului de Paști va avea loc pe 31 martie și marchează un moment de bucurie comună cu ocazia Paștelui Catolic, invitând la unitate în sărbătoare. Sunt menite să aducă oamenii împreună, între altele, alaiul primăverii, teatru și proiecții de filme pentru copii, activități și ateliere pentru a stârni imaginația celor mici, dans și spectacole live cu ansamblul Timișul, Teatrul Merlin, Alexandra Ungureanu sau Marius Mihalache. Primăria Giroc a oferit un punct de vedere referitor la tragedia de zilele trecute. Zeci de câini fără stăpân au intrat într-o fermă din Chișoda și au omorât mai bine de 100 de oi. Ce transmit reprezentanții primăriei, vedem chiar acum. Vezi că-s la tine aproape de stâna meu. Așa-s câinii ce dau atacuri. Viceprimarul comunei Giroc, Dan Vârtosu, trage un semnal de alarmă după măcelul de la o fermă din Chișoda, unde peste 100 de oi au fost omorâte de câinii vagabonzi. Într-un incident grav și alarmant care subliniază urgența și magnitudinea problemelor legate de câinii vagabonzi, comuna Giroc se confruntă cu o pierdere devastatoare. În noaptea de 13 spre 14 martie 2024, la marginea localității, Ostâna a fost scena unui atac îngrozitor în care 30 de oi și aproape 100 de miei au murit atacați de o haită de câini vagabonzi. Precizăm că marea majoritate a animalelor au sfârșit prin sufocare. Acest incident vine la doar o zi după ce alte 40 de ovine au fost descoperite decedate în circumstanțe similare. Situația este cu atât mai delicată cu cât primăria Giroc se confruntă cu absența unui serviciu propriu de ecarisaj, fiind nevoită să colaboreze cu Daniflor SRL, a cărei activitate a fost suspendată la data de 19 februarie de către Direcția Sanitar-Veterinară Timiș. În ciuda eforturilor repetate din ultimul timp ale administrației locale de a angaja operatori privați de ecarisaj din Timiș, aceste inițiative s-au lovit de refuzuri, amplificând criza justificată a comunității. Această tragedie evidențiază o problemă profundă și prelungită ce necesită o intervenție rapidă și coordonată a tuturor instituțiilor responsabile. Este imperativ să se găsească soluții urgente pentru prevenirea unor astfel de incidente în viitor, pentru a proteja atât animalele cât și membrii comunității. De altfel, din nou, azi, ca urmare a ultimelor două incidente, primăria Giroc a informat toate instituțiile cu atribuțiuni pentru a colabora și interveni de urgență în vederea stopării acestor atacuri. Facem un apel insistent la populație să abordeze această situație cu calm și să se abțină de la orice acțiuni extreme împotriva animalelor fără stăpân. Totodată invităm asociațiile de protecție a animalelor să colaboreze îndeaproape pentru a combate acest fenomen alarmant, care nu numai că a afectat comunitatea din Giroc, dar reprezintă o amenințare iminentă pentru orice altă localitate periurbană. Este momentul pentru o acțiune concretă pentru a pune capăt acestei crize și pentru a crește siguranța comunității noastre. Transmite Dan Vârtosu. A fost făcută recepția lucrărilor pentru o parte din străzile incluse în proiectul de investiție extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Ghiroda și în localitatea Gearmata V, comuna Ghiroda. În perioada următoare, administrația locală va preda rețeaua către AquaTim, după care cetățenii se vor putea racorda la rețeaua de alimentare cu apă, semnând un contract cu operatorul regional. Primăria Comunei Ghiroda a făcut recepția lucrărilor pentru o parte din străzile incluse în proiectul de investiție Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Ghiroda și în localitatea Gearmata V, Comuna Ghiroda. Străzile pentru care s-a făcut recepția în această etapă sunt Puz Pescărie, strada Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, strada Sfântul Nectarie, strada Sfântul Ilie, strada Sfântul Gheorghe, strada Sfinții Apostoli Petru și Pavel, strada Sfinții Mihail și Gavril, strada Sfântul Nicolae, strada Sfântul Andrei, strada Foișor parțial, Gearmata V, strada Rândunelelor parțial. În perioada imediat următoare vom anunța predarea rețelei către AquaTim, după care cetățenii se vor putea racorda la rețeaua de alimentare cu apă, semnând un contract cu operatorul regional. În perioada imediat următoare vom anunța predarea rețelei către AquaTim, după care cetățenii se vor putea racorda la rețeaua de alimentare cu apă, semnând un contract cu operatorul regional. Pentru aceasta trebuie achitată o taxă de racordare în valoare de 250 de lei și o taxă de aviz în valoare de 20 de lei la caseria Primăriei Ghiroda. Ulterior, cei care doresc încheierea unui contract trebuie să se prezinte la sediul AquaTim din Timișoara, însoțiți de chitanță și documentele necesare, sau le pot trimite prin e-mail la adresa contracte@aquatim.ro. Procesarea dosarului și întocmirea contractului durează maxim 15 zile lucrătoare, transmit reprezentanții administrației locale. Alexandru Iovescu anunță că în mai puțin de o lună va fi înființată Asociația Județeană pentru Protecția Animalelor Timiș. Alexandru Iovescu a asociat necesitatea unei astfel de asociații și cu cel mai recent exemplu în care, la Giroc, peste 100 de ovine au fost ucise de câini fără stăpân. Alexandru Iovescu anunță că în mai puțin de o lună va fi înființată Asociația Județeană pentru Protecția Animalelor Timiș. Bugetul este pregătit pentru că, datorită grupului de acțiune locală Timișul de Centru 2023-2027 și a fondurilor europene, s-a reușit cuprinderea a aproximativ 200.000 de euro pentru acest proiect. La începutul lunii aprilie va avea personalitate juridică această asociație. Da, Asociația Județeană pentru Protecția Animalelor Timiș a fost deja depusă la instanță, este inițiată ca și membri fondatori de persoane fizice, persoane juridice, asociații de profil din județul Timiș care au ca și obiectiv protecția animalelor în județul nostru, de cabinete de medici veterinari din județ cât și din Timișoara și de persoane fizice care sunt ancorate, să zic, în domeniul acesta de protecție animală și doresc să ofere un sprijin. Avea o paletă destul de largă, urmând ca după ieșirea de la instanță, preconizăm că într-o maxim o lună de zile o să avem decizia de înființare a asociației, să atere și UAT-urile din județul Timiș, în primă fază cele din zona periurbană, urmând să se extindă la nivelul județului și de a crea un demers comun al comunității pentru a găsi soluții la problema animalelor fără stăpân de pe domeniul public. Și avem asigurată pentru acest demers și o finanțare europeană de 200.000 de euro prin intermediul grupului de acțiune locală Timișul de Centru și cu siguranță de o extindere a acestei asociații cu adăposturi și cu alte componente pe alte zone din județ. Găsim finanțări europene și prin intermediul altor grupuri de acțiune locale din județul Timiș. Alexandru Iovescu a corelat necesitatea unei astfel de asociații cu cel mai recent exemplu în care la Giroc peste 100 de ovine au fost ucise de câini fără stăpân. Este nevoie de prevenție, de spații corespunzătoare pentru animale și de îngrijire veterinară. Toate vor fi incluse în Asociația Județeană pentru Protecția Animalelor. Acestea au fost cele mai importante informații ale zilei. Nova Observatorul se încheie aici. Rămâneți cu bine, rămâneți informați!